În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și Excelența voastră, Episcop Aurel Percă, Preacucernice Părinte Provincial Teofil Petrișor, Cucernice Părinte Augustin Follner, responsabil al oficiului pentru viața consacrată a diecezei de Iași, dragă Părinte Iulian Misariu, asistent general al Armatei Maicii Domnului, stimate autorități civile, dragi persoane consacrate, iubiți cinstitori ai Sfintei Fecioare Maria. Tuturor vă spun din suflet, bine ați venit la Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica. Dacă am reușit să privim cu ochii credinței la Sfânta Fecioare Maria, vom descoperi cum inima îi bate mai tare și arde de bucurie. O vedem cu ochii scăldați în lacrimi de fericire, să vadă cum fii ei, cinstitorii zilnici ai Sfântului Rozariu, ne-am adunat pentru a sărbători hramul secundar, Regina Sfântului Rozariu, și totodată să încheiem anul jubiliar cu atitudine de recunoștință în suflet pentru toate harurile cu care ne-a copleșit în decursul acestui an. Cu această atitudine să ne predispunem pentru a participa la celebrarea Sfintei Liturghii. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă salut pe toți la această celebrare deosebită aici la Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica, pe toți cucernicii părinți, călugări, părinți diecezani, persoane consacrate care au venit astăzi în pelerinajul anual la Cacica, pe toți membrii din Armata Maicii Domnului și toți pelerinii care ați venit astăzi pentru a o cinsti pe Preacurata Fecioară Maria aici la ea acasă. Tuturor vă aduc un salut deosebit și din partea preasfințitului nostru Episcop Petru Gergel, care vă însoțește cu rugăciunea și binecuvântarea preasfinției sale. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne aducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc ca să te mântuiești pe cei cu inima căită, Doamne, îndură-te de noi! Tu care ai venit să-i chem pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocești pentru noi, Doamne, îndură-te de noi!
mărirei în cerul lui Dumnezeu. Excelsis gloria, Dei Patris gloria, et in terra pax. Laudamus te, benedicimus te, glorificamus, adoramus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Gloria, in excelsis gloria, Dei Patris gloria, et terra Domine rex celestis Deus, omnipotens Domine unigenite, agnus Dei Iesu Christe, miserere nobis agnus Dei. Dexteram Patris, Tu es solo Sanctus Dominus, Tecum Sancto Spiritu in gloriam Dei Patris. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Vorbește, Doamne, slujitorul Tău ascultă. Citire din cartea întâi a lui Samuel. Tânărul Samuel îl slujea pe Domnul înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, iar viziunile nu erau răspândite. În acel timp, Eli era acasă, iar ochii lui începeau să se întunece și nu mai putea să vadă. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel stătea în templul Domnului, unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns, Iată-mă! A alergat la Eli și i-a zis, M-ai chemat? Iată-mă! Eli i-a răspuns, Nu te-am chemat! Întoarce-te și te culcă. S-a dus și s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, M-ai chemat? Iată-mă!
Eli i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Samuel nu îl cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, m-ai chemat? Iată-mă! Eli și-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr și i-a zis lui Samuel, mergi și te culcă și dacă vei mai fi chemat, spune, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, i s-a arătat și l-a chemat ca mai înainte, Samuel, Samuel. Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. Cuvântul Domnului. La smerenia slujitoarei sale. Lăudați slujitorii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. De la răsăritul și până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este prea înalt, mai presus de toate națiunile. Slava lui este mai presus de ceruri. A privit ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. El ridică pe cel slab din țărână, înalță din mizerie pe cel sărac, pentru ca să-l așeze alături de conducători, de conducătorii poporului său. Lectura a doua. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului Său, în inimile noastre, care strigă, Abba, Tată, așa încât nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Cuvântul Domnului.
Fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrează, spune Domnul. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: ascultați o altă parabolă. Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă, l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: de fiul meu le va fi rușine. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: acesta este moștenitorul, haide să-l ucidem, ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Iisus le-a zis: n-aș citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cuvântul Domnului. Aleluia.
iubiți cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, dragi pelerini! Cât este de frumos să revenim aici, la Cacica, în toamna aceasta, după ce, în pelerinajul mare de la 15 august, ne-am amestecat cu pelerini din toată țara, din alte părți, dar revenim pentru că parcă suntem datori față de mama noastră cerească. Revenim aici într-o sărbătoare în care ea este numită Regina Preasfântului Rozariu, patroana de drept a acestei biserici, bazilici, o casă adevărată a Maicii Domnului, care ne primește întotdeauna. Ne primește pentru că aici parcă auzim din nou cuvintele lui Iisus de pe cruce adresate apostolului Ioan: iată mama ta, iată mama Maria care este a voastră. Și la același timp, când ne încredințează pe fiecare dintre noi, grijii mamei cerești: iată fiul tău, iată fiii și fiicele tale. Parcă răsună mai puternic aceste cuvinte aici, în această bazilică, unde ne-am adunat astăzi pentru mai multe motive, așa cum le-a anunțat Părintele Paroh, rector al acestei bazilici. Este sărbătoarea Reginei Preasfântului Rozariu, dar persoanele consacrate din dieceză organizează de mai mult timp un pelerinaj aici la sanctuar, și acest pelerinaj are un specific cu totul aparte, pentru că marchează, de fapt, anticipând încheierea anului jubiliar al aparițiilor Preacuratei Fecioare Maria de la Fatima, 100 de ani de la aparițiile Preacuratei Fecioare Maria, și care a fost pus la dispoziția noastră un an de har, un an în care am fost chemați să o cinstim într-un mod deosebit pe Preasfânta Fecioară Maria și mai ales să urmăm îndemnurile pe care ea le-a dat celor trei copilași cărora le-a apărut la Fatima. O altă circunstanță este faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la întemeierea Armatei Maicii Domnului, care cuprinde mulți membri devotați ai Preacuratei Fecioare Maria, și în această asociație sau formă de organizare există diferite activități, diferite inițiative care aduc cinstire Preacuratei Fecioare Maria, și în același timp membrii acestei armate beneficiază de multe privilegii. Și este și o mulțumire pentru tot ceea ce Maica Domnului mijlocește pentru membrii acestei grupări, prezent într-un mod special în dieceza de Iași, dar și în alte părți din țară. După cum știți, inițiatorul acestei armate a Maicii Domnului este Sfântul Maximilian Kolbe, având între cofondatori și un român, pe Părintele Petru Pal, coleg cu acest sfânt, care la vremea respectivă a făcut parte și a fost dintre primii care a intrat în această armată a Maicii Domnului. Suntem aici pentru a o cinsti pe mama noastră, fiecare cu motivele cu care a venit de acasă. Persoanele consacrate cu gândul de a mulțumi mamei cerești pentru mijlocirea și grija deosebită pe care o are față de fiecare casă religioasă, pentru fiecare soră, pentru fiecare frate, pentru fiecare călugăr. Am venit aici și cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria în pelerinaj, tocmai pentru a arăta devoțiunea și dragostea noastră deosebită față de Preasfânta Fecioară Maria. Am venit aici ca întotdeauna încărcați cu diferite emoții și sentimente, și de mulțumire pentru tot ceea ce Maica Domnului mijlocește pentru noi, dar și cu problemele și durerile pe care poate le aducem aici,
voind să plecăm încărcați și refăcuți spiritualicește prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Regina Preasfântului Rozariu. Textele pe care le-am ascultat nu fac referință directă la sărbătoarea de astăzi, dar ne amintesc de vocația pe care o avem, prima lectură, acea chemare triplă a lui Samuel din partea Domnului, și acesta este prompt, gata, răspunde imediat: m-ai chemat, iată-mă. Persoanele consacrate trebuie să-și amintească astăzi aici de această promptitudine și această disponibilitate imediată. M-ai chemat, iată-mă, sunt aici, sunt la datorie. Sfânta Fecioară Maria cu siguranță că privește o inimă deschisă, o inimă generoasă, disponibilă, cum a fost și ea atunci când a spus: iată, sunt slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Lectura a doua ne-a evocat tocmai prezența Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii noastre. La împlinirea timpurilor, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut din Maria Fecioară. Așa încât privim la Preacurată Fecioară Maria cu, nu numai cu admirație, dar considerând-o ca o corăscumpărătoare a noastră, pentru că a fost mereu alături de Iisus din momentul întrupării Fiului Său până pe cruce, atunci când în final l-a văzut pe Fiul Său așezat în brațele ei mort, dar în sufletul ei purta încă acea speranță că nu este ultimul cuvânt, ci urma să învie din morți. Evanghelia ne-a reamintit de fidelitatea noastră față de talanții și via pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Fiecare dintre noi, și episcop, și preot, și călugări, și călugărițe, și laici, am putea spune că primesc de la Domnul în arendă un ogor, o vie. Și atât Evanghelia de astăzi ne amintește de comportamentul celor care nu au fost vrednici să facă, să fructifice acest ogor. Și nouă, Domnul ne-a încredințat în acest an, poate mai mult, acest an de har, jubileul sau centenarul aparițiilor Maicii Domnului la Fatima, centenarul înființării Armatei Maicii Domnului. Cum am fructificat? Ce fel de struguri am produs? Ce fel de roade? Oare merităm reproșul lui Iisus adresat lucrătorilor că Domnul va lua via aceasta și o va da altora mai vrednici decât noi? Sperăm că nu. Și sperăm, pentru că noi am venit aici tocmai cu gândul ca Preacurata Fecioară Maria să ne ajute mai departe, să fim fideli față de datoriile noastre, să facem ca ogorul pe care suntem noi cu viața noastră să aducă întotdeauna roadele dintre cele mai bune, roadele care îi plac Domnului. Toată această muncă noastră, dragi pelerini, iubiți cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, devin mai ușoare dacă noi suntem și rămânem atașați de mama noastră cerească. Ea ne-a fost dată de mamă și ea este cea care, cu siguranță, dacă alergăm sub ocrotirea ei, ne ajută. Un mijloc foarte eficace și potrivit este tocmai rugăciunea Sfântului Rozariu. Sfânta Fecioară Maria fiind, într-adevăr, Regina Preasfântului Rozariu, pentru că în toate misterele pe care le medităm în timp ce ne rugăm Tatăl nostru, Bucură-te Marie sau Slavă Tatălui, ea este mereu prezentă și, într-un fel, ne este dată la dispoziția noastră tocmai pentru a cere prin trânsa ajutoarele de care avem nevoie. Originile Sfântului Rozariu, sigur, datează mai ales de o dată care marchează intervenția deosebită a Preacuratei Fecioare Maria într-o bătălie
a creștinătății împotriva înaintării musulmane spre Europa. Victoria creștinătății de la Lepanto, din apropierea Greciei, în anul 1571, când Papa Pius al V-lea a îndemnat creștinătatea să se roage, să se roage rozariul, și chiar în vis Papa a avut vedenia aceasta, nu erau mijloacele de comunicație de astăzi ca să anunțe imediat victoria, dar a văzut în vis victoria creștinătății datorită acestei rugăciuni, care din acel moment a devenit arma cea mai eficace de luptă împotriva dușmanilor credinței noastre, împotriva tuturor dușmanilor bisericii, arma la care au apelat chiar luptătorii creștini, care s-au rugat cu multă încredere la Preacurata Fecioară Maria pentru a fi ajutați în apărarea valorilor creștine. Și au reușit. În forma în care ne rugăm astăzi rozariul, trebuie să mergem mai mult în urmă, pe vremea Sfântului Dominic, care a popularizat rozariul în forma în care noi îl folosim ca armă împotriva tot a dușmanilor bisericii, a ereziei albigenzilor din sudul Franței. Sfântul Dominic a recomandat și a găsit multă susținere din partea credincioșilor să se roage rozariul pentru ca dușmanii bisericii să nu aibă succes. Și a reușit. De atunci sunt multe, multe, foarte multe ocazii în care s-a văzut eficacitatea acestei rugăciuni, dar mai ales pentru că gândul credincioșilor, a celor care se roagă rozariul, se îndreaptă către Maria, mijlocitoarea cea puternică pe lângă tronul Fiului ei, ea care mijlocește și care pune un cuvânt totdeauna pentru toate nevoile noastre, pentru toate problemele noastre. Este rozariul ca un lanț care ne leagă împreună cu Preacurata Fecioară Maria de Fiul ei și de Dumnezeu. Este această legătură garantată atunci când ne rugăm rozariul. Și dacă vrem să aflăm câteva aspecte despre secretul rozariului, dincolo de faptul că de uneori ne plictisim repetând de atâtea ori Bucură-te Marie sau Tatăl nostru, dar mai ales Bucură-te Marie într-o succesiune de 10 rugăciuni la fiecare mister, totuși rozariul reprezintă pentru noi nu numai un instrument și o armă, dar ne amintește de ceea ce este esențial în viața noastră creștină. Rozariul este un compendiu al credinței. Toate adevărurile de credință pe care noi le mărturisim, pe care noi le avem în vedere, se derulează în rozariul în forma actuală, în 4 forme în care medităm misterele de bucurie, cu buna vestire, cu nașterea lui Iisus, cu copilăria lui Iisus, cu începuturile activității la nunta din Cana a lui Iisus, unde este prezentă și Maria, cu începutul activității publice a lui Iisus, cu prezența pe tabor, cu schimbarea la față, cu instituirea Euharistiei, apoi cu pătimirea, moartea lui Iisus, dar și cu contemplarea învierii și preamărirea Preacuratei Fecioare Maria. Toate acestea sunt adevăruri de credință pe care noi le mărturisim. Sunt adevăruri pe care noi le avem ca bază, temelie a credinței noastre. Și atunci când recităm rozariul, suntem chemați să medităm. Ne rugăm, dar dincolo de monotonia repetării formulelor, ne regăsim în miezul credinței noastre, a adevărurilor fundamentale a credinței noastre. Rozariul este și un compendiu de viață creștină, viață morală. Contemplând misterele credinței noastre și rugându-ne, nasc noi sentimente și dorințe bune. Primul loc de a părăsi păcatul,
dar și de a cultiva virtuțile, virtuțile teologale, credința, speranța, iubirea sau celelalte virtuți de care avem nevoie în viață. Fiecare mister ne amintește de un aspect practicat de Preacurata Fecioară Maria și de aici și înălțarea gândului nostru la lucruri de sus. Aspirația spre sfințenie, dorința de a fi perfecți în viață, rozariul ne îndeamnă la acest lucru și este Preacurata Fecioară Maria care ne dă acel impuls atunci când ne rugăm rozariul, atunci când noi o avem în vedere mereu pe Regina Preasfântului Rozariu, să fim siguri că nu ne va lipsi niciodată ajutorul ei. Apoi, rozariul este și un compendiu de cult al cultului nostru. Știm că datoria noastră de creștini este aceea de a cinsti pe Dumnezeu, de a-L adora, de a ne îndrepta către persoanele Preasfintei Treimi cu devoțiunea și respectul cuvenit Stăpânului și Creatorului nostru. Iar prin rozariu nu facem altceva decât să ne urcăm cu mintea noastră la adevăruri de credință, dar în același timp să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că intervine totdeauna în viața noastră, în viața familiilor noastre, în viața bisericii, în viața de zi cu zi. Iar actul nostru este aceea de supunere față de Dumnezeu, față de voința sa, și rozariul ne învață acest lucru, ne îndeamnă la acest lucru. Preacurata Fecioară Maria, așadar, este contemplată în multe din părțile rozariului și chiar dacă nu apare într-o formă directă, totuși ea este mereu prezentă în spatele unuia sau altuia din misterele pe care noi le medităm și ne rugăm. Este o invitație pentru noi la această sărbătoare a Reginei Preasfântului Rozariu să redescoperim frumusețea rozariului și mai ales să găsim în această rugăciune suportul nostru pentru fiecare zi, pentru problemele noastre, pentru vocația noastră, dragi persoane consacrate, pentru vocația dumneavoastră, iubiți credincioși din familie, pentru noi preoții în misiunea pe care o avem. Și aș vrea să amintesc doar cuvântul ultimilor papi care vorbesc despre rozariu cu cuvinte foarte înălțătoare. Fericitul papă Paul al VI-lea, iată ce spunea. El atribuia o importanță deosebită rozariului recitat în familie. Scria papa, nu încape îndoială că rozariul Preacurate Fecioare Maria trebuie considerat ca una dintre rugăciunile cele mai eficace și excelente rugăciuni spuse în comun, pe care familia creștină este invitată să o recite. Ne place, într-adevăr, să ne gândim, spune papa, și să dorim cu fervoare că atunci când persoanele se adună acasă, în familie, să găsească timp pentru a se ruga rozariul. Rozariul este expresia cea mai înaltă și cea mai plăcută a iubirii pe care o avem și o manifestăm față de Preasfânta Fecioară Maria. Sfântul Ioan Paul al II-lea, știm că a fost foarte un fiu devotat Preacuratei Fecioare Maria și de multe ori și la televizor și în fotografie, dar și cei care l-au văzut de aproape, era în permanență cu rozariul în mână. A fost unul din papii care a dat mărturia cea mai elocventă ce înseamnă devoțiune față de Preasfânta Fecioară Maria. Și el amintește în cartea aceea pe care a scris-o cu ocazia jubileului de 50 de ani de preoție, Dar și Mister, la un moment dat recunoaște că, fiind preot, i-a cam scăzut zelul de a se ruga rozariul în cinstea Preacuratei Fecioare Maria, considerând că atenția trebuie îndreptată mai întâi și mai presus de toate către Iisus Hristos. Dar a înțeles imediat că nu poate să o separe pe Maria de Iisus Hristos și de aceea
s-a reînsuflețit în acest zel al său și a început să recite cu multă fervoare rozariul, considerând că nu comite nicio greșeală dacă se roagă Preacuratei Fecioare Maria și se folosește de rozariu și în același timp contemplă misteriile răscumpărării noastre realizate de Iisus Hristos. Dar iată ce spune acest papă cu privire la rozariul. Rozariul este dintotdeauna rugăciunea familiei și pentru familie. În timp această rugăciune era în mod deosebit foarte scumpă familiilor creștine și favoriza comuniunea, unitatea familiei. Nu e cazul, spune Papa, să pierdem această moștenire prețioasă. Trebuie să ne reîntoarcem, să ne rugăm în familie și să ne rugăm pentru familie, folosind mai departe această formă de rugăciune. Familia care se roagă rămâne o familie unită. Sfântul Rozariu, dintr-o tradiție veche, este prin excelență rugăciunea în care familia se regăsește împreună. Fiecare membru al familiei, tocmai când își îndreaptă privirea spre Iisus, recuperează capacitatea de a se privi din nou în ochi, deschide din nou ochii pentru a ne privi toți în familie, pentru solidaritate, pentru a ne ierta reciproc, pentru a reface pactul de iubire, pentru a ne regăsi pacea și astfel familia să rămână mai departe o familie unită, care trăiește în armonie. Aceste rugăciuni, spune Papa, trebuie să încredințăm itinerarul nostru, drumul nostru de fii, de copii. A ne ruga rozariul înseamnă a fi pe drumul cel bun, a fi pe drumul cel corect și nu trebuie să ne fie teamă atunci că am putea rădăci, pentru că este Maica Domnului care ne ține de mână și ne aduce înapoi pe cărarea cea dreaptă. Papa Benedict, Papa Emerit Benedict al XVI-lea, amintea faptul că rozariul este o rugăciune contemplativă și cristocentrică, adică cu privirea îndreptată spre Hristos, care este o rugăciune ce nu se poate separa de Sfânta Scriptură. Este rugăciunea creștinului care înaintează în pelerinajul credinței, în urmarea lui Iisus, precedat fiind de Maria. Închipuiți-vă cu rozariul, Maria merge înaintea noastră și noi, în pelerinaj, în rând, după dânsa, ne îndreptăm spre ceea ce este nucleul credinței noastre, Dumnezeu. Pentru aceasta, Papa Benedict al XVI-lea a cerut tuturor să recite rozariul în timpul lunii octombrie și într-un mod special cu recomandarea ca această rugăciune să fie recitată în familie, în comunități, comunitățile religioase, în parohii. Și este frumos că multe parohii, nu numai în luna octombrie, dar tot anul are loc recitarea rozariului, cu o rugăminte specială din partea Papei ca să fie și câteva intenții speciale pentru Papa, pentru misiunea Bisericii și pentru pace în lume. Și în sfârșit, Papa actual, Papa Francisc, spune: octombrie este luna rozariului. Și în prima duminică, după tradiție, este sărbătoarea Preacuratei Fecioare Maria, Regina Rozariului de la Pompei, Regina Sfântului Rozariu. Și Papa spune că în această zi este bine să ne unim spiritual, toți care ne considerăm fiii Mariei, pentru a ține această coroniță sau coroană a Rozariului în mână și astfel să ne solidarizăm în rugăciune și în același timp în dorința de a rămâne mereu la școala credinței. Iată câteva îndemnuri pe care le avem de la papii recenți, dar noi știm foarte bine și din familiile noastre și din îndemnurile pe care le auziți de multe ori de la păstorii din parohiile noastre, paroch sau părinți vicari, cât este de important să ne rugăm și să recurgem la această rugăciune.
știind că mai presus de formulele sau intențiile pe care le exprimăm, ne îndreptăm către Preacurata Fecioară Maria, iar prin trânsa, cu siguranță, totul ajunge mai departe. Prin Maria la Iisus, spune un dicton, prin Maria noi ajungem la Iisus, la Dumnezeu. Și când avem această rugăciune, exact ca un lanț de care ne prindem pentru a ne cățăra și a ajunge cât mai sus. Iubiți credincioși, dragi pelerini, ne bucurăm că avem la îndemâna noastră rozariul, că astăzi ați putut recita înainte de Sfânta Liturghie, dar toată ziua de astăzi în care o amintim pe Preacurata Fecioară Maria într-un mod special aici la sanctuarul ei din Cacica, să ne aplecăm asupra acestei rugăciuni pentru a implora prin milocirea Preacuratei Fecioare Maria toate darurile de care avem nevoie, de care are nevoie fiecare familie, fiecare dintre noi, fiecare parohie, fiecare congregație. Să ne rugăm și pentru pacea din lume, atât de necesară în zilele noastre. Să ne rugăm și pentru întoarcerea păcătoșilor și pentru îndepărtarea dușmanilor bisericii, așa cum odinioară rozariul a fost arma cea mai eficace pentru a îndepărta pe dușmanii bisericii. Multe, multe sunt avantajele rozariului, dar ochii mereu la Preacurata Fecioară Maria, pentru că ea ne învață ce trebuie să facem în fiecare moment. Gestul nostru și prezența noastră aici să fie și un gând de recunoștință pentru tot ceea ce Preacurata Fecioară Maria ne-a obținut în acest an de har. Spuneam de centenarul aparițiilor de la Fatima, un an în care, cu siguranță, atenția noastră a fost mai mare, dar pe măsura acestei atenții și mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care a fost mai puternică. Recunoștință și mulțumire pentru Armata Maicii Domnului, pentru toate formele de asociere în diferite grupuri în care este promovată cinstirea Preacuratei Fecioare Maria. Multe, multe sunt motivele pentru care trebuie să-i mulțumim Reginei Preasfântului Rozariu și vă îndemn să o faceți astăzi, în limita timpului cât rămâneți aici, pentru a vă ancora mai mult și a vă lega mai mult de mama noastră cerească, care să ne însoțească pe drumul credinței noastre. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. A pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, și de la Fiul purcede,
care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Iubiți frați și surori, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, în unire cu Maica sa Preasfântă, Regina Sfântului Rozariu, cerând harul de a rămâne fideli în iubirea sa și deschiși inspirațiilor Duhului Sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, care ai asociat-o pe Sfânta Fecioară la misterele mântuirii, învață-ne pe noi, cei prezenți, ca după exemplul Maicii tale, să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută biserica ta să vestească Evanghelia lumii întregi, prin exemplul și dăruirea tuturor botezaților, mai ales a celor care o iubesc și o cinstesc pe Fecioara Maria. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca fiecare botezat să redescopere din plin frumusețea vocației sale și să fie în lume un semn vizibil al iubirii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a dărui lumii întregi pacea mult dorită, iar cei care ne conduc să aibă înțelepciunea și bunătatea ta, ca să garanteze tuturor libertatea, prosperitatea și unitatea. Te rugăm, ascultă-ne! Fie-ți milă de familiile lovite de suferință trupească și sufletească și arată-ți în mod deosebit prezența ta în mijlocul lor, prin grija și slujirea plină de iubire a persoanelor consacrate. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește tinerilor harul să fie atenți la inspirația Duhului Sfânt atunci când sunt chemați de tine la viața de toate, la viață, de totală dăruire și să răspundă cu inimă generoasă și liberă. Te rugăm, ascultă-ne! Duhul tău sfânt să ne ajute să redescoperim importanța consacrării noastre la Fecioara Maria, pe care să o cinstim și să o iubim zilnic prin rugăciunea Sfântului Rozariu, arma sigură împotriva vrăjmașului sufletului nostru. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește țării noastre liniște, bună înțelegere și prosperitate, iar conducătorilor dorința de a căuta mereu binele întregii națiuni. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne ca, meditând Sfântul Rozariu, să ne lăsăm tot mai adânc pătrunși de misterele răscumpărării. Te rugăm, ascultă-ne! Tuturor răposaților care sunt în așteptarea contemplării chipului tău glorios, dăruiește-le harul de a fi primiți în lăcașurile veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Ascultă, Doamne Iisuse, cererile pe care ți le adresăm și primește-le din iubire față de Maica ta, Fecioara Maria, modelul excelent de consacrare și de urmare. Așa te rugăm, tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor.
oameni simpli buni, eu v-am luat din lume, cum erați v-am primit și v-am iubit. Chemat când voi mă prigoniați, voi ați trăit cu mine, era greu, ne-am rugat și am biruit. M-ați văzut veștind și învățând, voi ați mai fost și martor, când muream, suferiam și am înviat. Eu acum în lume vă trimit să proclamați iubirea la iudei și păgâni, mergeți acum. Din cer am să vă întărești cu Duhul Sfânt, cel care vă va da noi puteri să mă slujiți. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Învrednicește-ne, Doamne, ca împreună cu aceste daruri să fim și noi plăcuți înaintea Ta și astfel să trăim misterele Fiului Tău unul născut, încât să ne facem vrednici de făgăduințele Sale, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile.
Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine viața tuturor sfinților, dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inimi cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri, atunci când ai ales o preslujitoare ta smerită, ca prin ea să-L dăruiești neamului omenesc drept mântuitor pe Fiul Tău, pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Prin El te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a purul înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te lăudăm cântând cu bucurie. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Maximilian Maria Colbe și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povăsuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Dumnezeu Hristos, mă lăsă în viața cea veșnică. Dumnezeu cel necuprins se ascunde în taina pâinii și a vinului
și pe altar coboară în trei oameni, cu trup și sânge să se dăruiască. Tu infinit cobori în mărginire, ca să simțim prezența-n viața noastră, că Dumnezeu coboară între noi. Creat în marea ta iubire și chem făptura întreagă la unire, tu ne aduni în casa ta regească, ne faci un loc la masa ta cerească.
ești dat o pâine de același bun, Părinte. Oricine o primește, unit cu toate simte, săracul și bogatul, copii, femei, bărbat, mâncând la aceeași masă, cu toții suntem frați. Pațimile încearcă din noi să risipească tot binele și harul, iar răul să-l sporească. Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dânsul nitaria, la el venim cu avânt. Rești să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, că noi care prin această taină vestim moartea și învierea Fiului Tău, uniți fiind cu El în pătimire, să ne vrednicim a fi părtași de mângâiere și de slavă, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Acum, la sfârșitul Sfintei Liturghii, pentru a dobândi indulgența plenară, vom face împreună consfințirea la inima neprihănită a Mariei și rugăciunile care se cer pentru dobândirea indulgenței. Fecioară puternică și mamă premilostivă, regină a cerului și scăparea păcătoșilor, ne consfințim inimii tale neprihănite, îți închinăm făptura noastră și întreaga noastră viață, tot ce avem, tot ce iubim și tot ce suntem. Ale tale să fie trupurile noastre, inimile și sufletele noastre, sălașurile noastre, familiile și neamul nostru. Voim ca tot ceea ce este în noi și în jurul nostru să-ți aparțină și să se împărtășească de binecuvântările tale de mamă. Și pentru că această consfințire a noastră să aibă într-adevăr tărie și durată, reînnoim astăzi la picioarele tale, Marie, făgăduințele noastre de la botez și de la prima sfântă împărtășanie. Ne obligăm să mărturisim oricând și fără frică adevărurile de credință și să trăim ca adevărați creștini catolici, în desăvârșită supunere față de toate îndemnurile Părintelui Papa și ale episcopilor uniți cu El. Ne obligăm să ținem poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii, mai ales Sfințirea Duminicii. Ne obligăm să practicăm în viața de toate zilele, pe cât ne va fi cu putință, devoțiunile pline de mângâiere ale religiei creștine, mai ales Sfânta Împărtășanie. În sfârșit îți promitem, slăvită Mama lui Dumnezeu și Mamă iubitoare a oamenilor, să punem toată inima noastră în slujba cinstirii tale binecuvântate, pentru ca prin stăpânirea inimii tale neprihănite să grăbim și să asigurăm domnia inimii Fiului Tău vrednic de închinare în inimile noastre și în toate celelalte inimi, în scumpa noastră țară și în lumea întreagă, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.
Și acum ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Regina Preasfântului Rozariu. Luați loc. La sfârșitul acestei celebrări euharistice, gândul nostru de mulțumire se îndreaptă către Bunul Dumnezeu, autorul vieții noastre și a oricărei vocații. El este Cel care ne trezește în fiecare dimineață, în familiile noastre, în comunitățile noastre. El este Cel care ne iubește în viața de zi cu zi. Și ca să simțim mai profund și iubirea maternă a Lui, a creat-o pe Sfânta Fecioară Maria, care ne-a copleșit în decursul acestui an jubiliar cu o multitudine de haruri cerești, pentru care îi mulțumim. Un cuvânt de mulțumire se îndreaptă spre excelența sa, Episcop Aurel, care a venit cu dragă inimă la sanctuarul nostru, chiar dacă este răcit. Tuturor preoților din decanatul nostru, tuturor asistenților, atât asistentului general, cât și asistenților spirituali de la Armata Maicii Domnului, părintelui Stașu, împreună cu comunitatea din Solonețul Nou și împreună cu oaspeții care au venit pentru a celebra Sfânta Liturghie în limba polonă la orele 9, tuturor preoților care au fost la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta Sfintele Spovezi, autorităților locale, reprezentate aici prin doamna deputat Victoria Longher, prin domnul președinte Gervasen Longher, domnul primar Eduard Wendli de la Păltinoasa împreună cu soția sa Olga, tuturor persoanelor consacrate și tuturor dumneavoastră ostași ai Maicii Domnului și care faceți parte din asociațiile mariane, Rozariul Viu și toate celelalte, tuturor oaspeților care v-ați venit pentru ca această celebrare să fie cât mai frumoasă. Vor să aveți parte de o sărbătoare frumoasă în continuare. După amiază, la ora 6 va mai fi o sfântă liturghie, la ora 6. Continuăm programul după Sfânta Liturghie cu o pauză, iar după pauză, la ora 2, ne adunăm pentru ora mariană și vom finaliza cu Coronița Divinei Îndurări. Tuturor vă urez să aveți parte de o sărbătoare cât mai frumoasă. Înainte de binecuvântarea finală, țin să exprim un gând de prețuire pentru toți cei care ați venit aici și reprezentați pe toți ceilalți din dieceză. Un gând de prețuire și de mulțumire pentru persoanele consacrate din diferitele institute religioase, pentru toată activitatea pastorală, pentru dăruirea, pentru cauza bisericii și o rugăm pe Preasfânta Fecioară Maria să mijlocească pentru toate persoanele consacrate din dieceza noastră, mai departe, multă generozitate și disponibilitate în slujire.
La fel și dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați venit din diferite părți sau sunteți aici localnici, consider că îi reprezentați pe toți ceilalți care, din cauza distanței și lipsei sau posibilităților de a se deplasa, sunteți aici dumneavoastră să vă mulțumim pentru rugăciunile pe care le faceți, pentru jertfele pe care le faceți, pentru încrederea filială pe care o aveți în Preacurata Fecioară Maria, îndemnându-vă să vă rugați mai departe pentru biserica noastră, pentru Sfântul Părinte, episcop, preot, pentru vocații la Sfânta Preoție și la viața consacrată, pentru unitatea familiei, familiilor noastre și mai ales a familiilor care trec prin dificultăți, pentru tinerii de astăzi, pentru copii. O mulțime de intenții, cu siguranță, pe care ați venit cu gândul să le depuneți la picioarele Preacuratei Fecioare Maria de la Cacica, dânsa să ne ocrotească și să ne însoțească mereu pașii. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc, prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu belșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească purul și pretutindeni în ocrotirea fericită Fecioare Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul Veții. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și pe voi toți să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.